Bună ziua, mă numesc Adrian Brunelu și împreună cu doamna profesor Florina Elena Brunelu vom prezenta lucrarea Impactul pandemiei de COVID-19 asupra comunicării didactice. Întreaga lume s-a schimbat foarte mult începând cu toamna anului 2019, când în Wuhan, China, o pandemie nouă și periculoasă a izbucnit. Nimic nu mai este la fel ca înainte. Oamenii au început să poarte măști de protecție, să folosească multe tipuri de dezinfectanți și nu au mai putut sau nu li s-a mai permis să călătorească liber așa cum o făceau înainte. Bineînțeles, schimbări au apărut și în domeniul comunicării în general și a comunicării didactice în particular. Trecerea la învățământul online a devenit obligatorie, deși mulți elevi, studenți sau profesori nu erau încă pregătiți pentru aceasta și îndrăznim să spunem că și astăzi, la începutul lui martie 2021, unii dintre aceștia nu reușesc încă să gestioneze în mod profesionist cerințele și particularitățile orelor online. Comunicarea, în special cea didactică, trebuie analizată drept o comunicare între profesori și studenți și poate îmbunătăți experiența de învățare și, de asemenea, poate crea o configurație pozitivă. Comunicarea reprezintă un transfer de informații de la o persoană la alta sau de la un grup de persoane la altul. O comunicare eficientă reprezintă un proces prin care are loc un schimb de idei, gânduri, cunoștințe sau informații, astfel încât scopul să poată fi atins în cel mai bun mod posibil. Atunci când profesorii comunică cu studenții, fie într-o sală de clasă, fie într-o clasă online, ei fac acest lucru cu scopul de a oferi cunoștințe sau de a avea informații pentru a dobândi înțelegere și pentru a dezvolta relații. Comunicarea cu studenții într-un mediu online necesită ceva mai multă gândire și planificare decât comunicarea în mediul tradițional, deoarece mediului online îi lipsește limbajul corpului. Învățarea și comunicarea online. La fel ca toate precedentele catastrofe, această epidemie globală de COVID-19 va prezenta diverse consecințe chiar și după ce se va încheia. Multe țări au introdus de la bun început diverse protocoale de lockdown pentru a face față pandemiei. În România, entitățile educaționale au fost închise începând cu luna martie anului 2020. Prin urmare, universitățile au recurs la prelegeri în mediul online prin intermediul site-urilor web, precum Zoom, Microsoft Teams sau Google Meet. Evident, acest lucru se răsfrânge asupra comunicării, deoarece comunicarea online diferă practic de cea față în față. Învățarea online și învățarea față în față. Majoritatea autorilor definesc învățarea online ca fiind o accesare a experiențelor de învățare prin utilizarea anumitor tehnologii. Benson și Conrad definesc învățarea online ca o formă mai modernă de învățare la distanță care îmbunătățește accesul la oportunitățile educaționale. Hills și Turov, la fel ca și Benson, exprimă clar ideea că învățarea online este o formă modernă de învățare la distanță sau o ediție actualizată a acesteia. Diferențele între învățarea online și învățarea față în față. În ultimii ani, mass media digitală a îmbunătățit experiențele de predare și învățare, devenind o practică obișnuită pentru studenți și lectori. Utilizarea e-learning-ului și a mass mediei digitale pentru predare și învățare a crescut rapid în doar câțiva ani. Autorii Dabbagh și Ritland au examinat diferențele între mediile de învățare tradiționale și cele online, susținând că mediile de învățare tradiționale sunt legate de locația și cursului și de prezența fizică a profesorilor și a studenților. Cu toate acestea, mediile online sunt dinamice, nu sunt legate de aspectele menționate anterior și folosesc tehnologii de informare și comunicare în evoluție, comunicare asincronă și informații în timp real. Mediile de învățare online implică o varietate de practici educaționale și, nu, și sunt adesea caracterizate prin tehnici de învățare centrate pe elevi sau studenți. Beneficiile învățământului online. Există un număr mare de beneficii. Unele dintre rezultatele pozitive ale învățării includ învățarea îmbunătățită măsurată prin scorurile testelor, implicarea studenților în materialul cursului, o mai bună înțelegere a învățării și a mediului online, un sentiment mai puternic de comunitate în rândul studenților și un grad redus de retragere sau eșec școlar sau universitar. Învățarea online atrage adesea un număr mare de studenți deoarece oferă versatilitate în participare, accesibilitate și comoditate. Mai mult decât atât, învățarea online va continua să fie o parte integrantă a învățământului superior. Indiferent dacă doriți sau nu să folosiți tehnologia pentru învățare, adevărul este că ea este aici pentru a rămâne. Tehnologia a devenit o modalitate esențială de gestionare a nevoilor de educație, formare și recalificare a unei societăți a cunoașterii aflată în continuă expansiune. Printre beneficii putem nota comunitatea. Studenții preferă să fie în fața unui calculator decât să fie în fața unor pupitre într-o sală fizică de clasă. Participarea,
Ușurința de participare reprezintă un aspect important al atracției claselor virtuale. Unul dintre multele aspecte versatile ale învățării cibernetice este disponibilitatea elevilor de a participa la un mediu mix de învățare, fie asincron, fie sincron. Educația online poate lua multe forme, de la bloguri, la liste de corespondență sau la sisteme de gestionare a cursurilor, cum ar fi sistemul Blackboard. Studenții pot participa la camerele de chat în timp real sau asincron, postând pe buletinele informative sau pe forumuri. Toate aceste forme de comunicare oferă o cale mai ușoară de relaționare cu instructorii sau cu ceilalți colegi. De asemenea, există și o rentabilitate pentru universități, care înțeleg acum avantajele susținerii cursurilor online, deoarece populația studențească continuă să crească. Studenții preferă să înscrie, să urmeze aceste cursuri online, deoarece acest lucru duce la scăderea costului de oportunitate pentru educație, atât pentru ei, cât și pentru universități. Pe măsură ce sunt oferite mai multe clase online, înscrierile sunt în creștere, aducând astfel mai mulți bani în bugetele universităților. Probleme, bineînțeles, există și probleme cu învățământul online. Un studiu realizat de Boling constată că majoritatea participanților au privit cursurile online ca individualizând învățarea și limitând interacțiunea cu ceilalți. Elevii și studenții au descris că se simt izolați de profesorilor, de conținutul cursului și de colegi. Participanții la aceste cursuri au explicat că interacțiunile lor online au reprezentat doar prelegeri bazate pe text și sarcini finalizate. Efectele învățământului online asupra comunicării. Învățarea online poate include, de asemenea, comunicarea mediată de calculator. Potrivit lui Hang și a colaboratorilor săi, studenții timizi par să fie mai interesați de mediul online decât de mediul de învățare convențional. În învățarea bazată pe web, este necesar să se construiască oportunități pentru interacțiuni și comunicare între studenți și profesori. În mod similar, studenții activi ar putea profita la maximum de forumurile online, care ar putea oferi oportunități de a-și angaja colegii și profesorii într-un dialog profund și de a pune întrebări perspicace. Adresarea de întrebări reprezintă o modalitate de a aprofunda subiectul și de a-l face mai ușor de înțeles. Mai mult decât atât, studenții ar trebui să profite de oportunitățile de a colabora cu ceilalți studenți în mediul online pentru a evita epuizarea sau lipsa de interes și pentru a rămâne motivați pe întreaga durată a cursurilor online. Concluzii. Dezvoltarea unor bune abilități de comunicare este o parte importantă a capacității profesorilor de a reuși. Instructorii trebuie să aibă niveluri foarte bine definite de abilități de comunicare pentru a avea succes. Comunicarea eficientă joacă un rol foarte important în predarea eficientă, deoarece aceasta afectează, pe de o parte, productivitatea instructorilor și, pe de altă parte, eficiența profesorilor și a elevilor. Eficiența este strâns legată de modul în care profesorii interacționează cu studenții lor. Comunicăm gânduri, științe și dorințe în mai multe moduri, prin voce, gesturi, limbaj corporal sau cuvinte scrise. Astfel, profesorii cu bune abilități de comunicare vor reuși să creeze un mediu mai productiv de învățare și predare pentru studenții lor. Această lucrare se bazează pe analiza literaturii de specialitate, iar în acest slide observați studiile care au fost parcurse. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi frumoasă în continuare.